sirop de muguri de brad cu miere, la rece, fără fierbere. Siropul de muguri de brad se poate face și prin fierbere, dar își pierde proprietățile terapeutice, de aceea recomandăm siropul făcut la rece, cu miere. Știm că mugurii de brad sunt un izvor de sănătate, având proprietăți antiseptice, antiinflamatoare, sedative, diuretice, astringente, cicatrizante, antidiareice, antireumatice și vitaminizante. Siropul de brad este utilizat de mii de ani în tratarea anumitor boli respiratorii, dermatologice, ale sistemului nervos sau pentru a face poftă de mâncare copiilor. Se culeg în mai-iunie, când sunt de două degete lungime și se remarcă prin culoarea verde viu și spre deosebire de mugurii vechi și țepoși, aceștia sunt foarte moi. Siropul la rece se face repede și ușor cu doar două ingrediente, 150 g muguri de brad și 500 ml miere naturală de albine. Mod de preparare. Se culeg mugurii verzi și moi, se spală de praf și se usucă pe un șervet. Punem într-un borcan straturi de muguri și acoperim cu miere până când se umple borcanul. Macerarea durează o lună, timp în care ținem borcanul la rece și întuneric și îl agităm din când în când. După o lună se strecoară siropul și se ține în continuare la rece. Se ia cu lingurița în diverse afecțiuni respiratorii, tuse, faringită, laringită, bronșită, etc. Se poate pune în ceai sau se poate bea vara ca o băutură răcoritoare. Acest sirop este un extract natural care merită încercat, mai ales că se face atât de ușor, iar beneficiile lui sunt uriașe.